În ceea ce privește candidații Partidului Puterii Umaniste Social-Liberal pentru alegerile locale, deputatul Ștefan Alexandru Băieșanu a declarat că aceștia vor fi prezentați săptămâna viitoare. În ceea ce privește candidații Partidului Puterii Umaniste Social-Liberale, vă anunț că săptămâna viitoare îi vom prezenta și vom spune cu cine vom ieși în această competiție pentru câștigarea primăriei și Consiliul Județean. Important este pentru forțele politice din opoziție să înțeleagă totuși că este nevoie de o alianță pentru a arăta sucevenilor și românilor în general că liberalii și actualul guvern și administrațiile locale din Suceava au greșit fantastic în ceea ce privește sănătatea sucevenilor și imaginea sucevenilor în întreaga țară.